Hristos este iubirea, erosul nostru dumnezeiesc. Hristos, bucuria, lumina cea adevărată, fericirea, nădejdea. Relația cu Hristos este iubire, eros dumnezeiesc, entuziasm, dorul după cele divine. Hristos este totul, iubirea, dragostea noastră. Iar dragostea de Hristos este o dragoste ce nu se poate înstrăina și din care izvărește bucuria. Bucuria este însuși Hristos. Aceasta e bucuria care face din tine un alt om, o nebunie duhovnicească, dar întru Hristos. Acest vin duhovnicesc te îmbată asemenea vinului curat. După cum spune și David, un cu un delemn capul meu și paharul tău este adăpându-mă ca un puternic. Vinul duhovnicesc nu este amestecat cu apă, nu e contrafăcut, ci foarte tare și când îl bei te îmbată. Această beție e darul lui Dumnezeu pe care el îl dă celor curați cu inima. Să postiți după putere, să faceți câte metanii puteți, să vă desfătați de câte privegheri vă stau în putință, dar să fiți voioși. Să aveți bucuria lui Hristos, bucuria ce durează veșnic, ce ascunde în ea desfătare. Bucuria Domnului nostru care dăruiește seninătate neprimejdioasă, desfătare senină și o stare de fericire de plină și a tot desfătătoare, bucurie aducătoare a toată bucuria și dincolo de oricare altă bucurie. Hristos voiește să se bucure, să răspândească bucurie, să îi îmbogățească pe credincioși înmulțindu-le bucuria îmi doresc ca bucuria noastră să fie de plină, spune Hristos. Aceasta e calea pe care trebuie să o pășim. Hristos este raiul copiii mei. Ce este raiul? Hristos. De aici începe raiul. Cei de aici, de pe pământ, îl trăiesc pe Hristos, trăiesc raiul. Așa e cum vă spun eu. Aceasta e drept, adevărat, credeți-mă. Să încercăm să aflăm o cale prin care să pătrundem în lumina lui Hristos. Nu e de ajuns să încercăm să facem cele îndeopște rânduite, ci să fim din preună cu Hristos. Să se trezească Sufletul și să se dăruiască cu totul ierosului Dumnezeesc. Să-l iubească pe Hristos, să ajungă Sfânt. Așa ne va iubi și El. Atunci bucuria noastră va fi cu neputință de pierdut. Iar Hristos, cel mai mult dorește să ne umplem de bucurie, căci el este izvorul bucuriei. Această bucurie e darul lui Hristos. Dintr-o bucurie aceasta îl vom recunoaște pe Hristos. Nu-l putem cunoaște dacă el nu ne știe. Cum exprimă aceasta David? De n-ar fi zidit domnul Casa, în zadar s-ar fi ostenit cei ce o zidesc. De nu vă va păzi domnul cetatea? În zadar va priveghea cel ce o păzește. Pe acestea sufletul nostru voiește a le dobândi. Dacă ne vom pregăti după cuviință, harul ni le va da. Nu e greu. Dacă putem atrage asupra noastră harul, toate sunt ușoare, vesele, sunt binecuvântate de la Dumnezeu. Harul Dumnezeesc bate necontenit la ușa sufletului nostru și așteaptă să-i deschidem spre a veni în inimă însetată și a o copleși. Plin plinătatea este Hristos, prea noastră, Sfânta Treime, cât de frumos! Dacă iubești, trăiești într-un gând cu celălalt, fără a conștientiza că te afli într-o asemenea stare. Nu vezi nici automobilele, nici lumea, nimic altceva. În sinea ta ești cu cel pe care îl iubești. Trăiești starea, te bucuri de pe urma ei, te insuflă. Nu s-a sunt adevărate acestea. Gândiți-vă că persoana aceasta pe care o, o iubiți este Hristos. Hristos să fie în mintea, în inima, în toată ființa ta, Hristos pretutinde. Hristos este viața, izvorul vieții, al bucuriei, al luminii celei adevărate, totul. Cine iubește pe Hristos și pe ceilalți trăiește cu adevărat. Viața fără Hristos este moarte. Iad, nu viață. Iadul este neiubirea. Viața este Hristos. Iubirea este viața lui Hristos. Ori vei fi în viață, ori în moarte. De tine depinde ce vei alege. Scopul este iubirea față de Hristos, biserică și aproapele. Iubirea Adorarea lui Dumnezeu, dorul aprins, unirea cu Hristos și Biserica sunt traiul de pe pământ. Iubirea față de Hristos este și iubirea față de semeni, față de toți și față de vrăjmași. Creștinul suferă pentru toți, vrea mântuirea tuturor, să guste cu toții împărăția lui Dumnezeu. Acesta este creștinismul. Prin mijlocirea iubirii față de fratele, Vom izbândi să-L iubim pe Dumnezeu. Câtă vreme ne-o dorim, voim, suntem vrednici, harul dumnezeiesc vine prin mijlocirea fratelui. Când îl, când îl iubim pe fratele, iubim biserica, deci iubim pe Hristos. În biserică suntem și noi, prin urmare, iubind biserica, ne iubim pe noi înșine.